Bună săgetători și bine ai venit la previziunile pentru luna decembrie. În primul rând vreau să îți urez la mulți ani dacă îți sărbătorești ziua de naștere în această perioadă. Îți doresc să ai parte de tot binele din lume și chiar vreau să-ți spun că este o lună de decembrie extrem de frumoasă pentru tine. Previziunile sunt valabile atât pentru cei din zodia săgătător, cât și pentru toți cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi săgătători, încep cu previziunile astrologice și îți spun faptul că în această lună vei străluci ideile tale, principiile tale de viață, cunoașterea pe care tu o ai, o să fie extrem de apreciată de către ceilalți și vreau să-ți spun că în prima parte a lunii decembrie vezi că o să ai o atracție absolut fantastică, da? o să emani o strălucire specială, poate chiar te preocup mai mult de modul în care arăți, te iubești mai mult, ai grijă mai multă de tine și foarte interesant este faptul că Jupiter, guvernatorul tău, este în mers direct pe tot parcursul lunii decembrie. În primele trei săptămâni vezi că reușești să rezolvi foarte multe lucruri legate de casă, familie, Zona imobiliarelor, deci case, terenuri, foarte, foarte bine aspectat ești din acest punct de vedere. Cu siguranță vei avea și un rol special în acest an în familia ta. Pe de altă parte, în ultima săptămână din decembrie, vezi că se deschide o perioadă foarte bună pentru tine să întâlnești pe cineva. De asemenea, începe o perioadă în care vrei să te distrezi, vrei să te simți bine și chiar în preajma sărbătorilor, în preajma Crăciunului, în preajma Revelionului, ești extraordinar de bine aspectat. Poți să te distrezi, poți să te simți bine, chiar ți se deschid așa tot felul de oportunități. Pentru săgetătorii care se află într-o relație, luna decembrie vine cu multe vindecări din punct de vedere personal, deci se rezolvă acolo ceva. Alți săgetători aveți ocazia să nu știu, să faceți un copil dacă doriți, bineînțeles, nu e valabil pentru toți. În alte cazuri, se îmbunătățește foarte mult relația cu copiii, asta dacă aveți copii. Dacă nu, în egală măsură, luna decembrie vine cu o perioadă foarte bună să cunoști pe cineva dacă ești o persoană singură și, bineînțeles, în preajma sărbătorilor, vezi că ai o intuiție extraordinar de mare. Lucrurile încep să meargă într-o direcție extrem de pozitivă pentru tine. Ai multă creativitate, toată lumea te apreciază. Și foarte interesant este faptul că pe data de. 8 decembrie avem o lună plină în semnul săgetătorului. O lună plină care poate uh, o să fie într-o relație destul de apropiată cu Marte retrograd din Gemeni. Asta înseamnă că revizuiești, că reanalizezi puțin o relație, o relație pe termen lung, un contract, un parteneriat. Vezi că se reiau niște discuții acolo, dar e foarte important faptul că reușești să le rezolvi. Da, Poate închei ceva. În alte cazuri, discutăm despre un moment în care poate în sfârșit poți să-ți găsești pe cineva. Poate chiar discutăm de o perioadă în care ai ocazia să finalizezi niște demersuri legate de acte, hârtii și documente. Mai ales dacă e vorba de ceva legat de casă, de familie, acum e momentul tău. Și bineînțeles că pentru unii săgetători această lună plină chiar vine cu oportunități financiare, da? pentru că în momentul respectiv Mercur, guvernatorul lunii pline, o să fie pe casa banilor. E ceva benefic pentru tine care să știi că o să-ți crească stima de sine, e ceva ce te ajută chiar dacă aparent e cu tensiuni, ca să spun așa. Pe 23 decembrie, aproape de Crăciun, vezi că se deschide o perioadă pentru tine, timp de 6 luni, în care poți să-ți rezolvi niște probleme legate de stima de sine. Pe de altă parte, este un moment bun în care, printr-o tensiune pe care tu o simți, fie că este o tensiune interioară, fie că se întâmplă lucruri, acolo vezi că poți să dai drumul, nu știu, unei afaceri, alții, puteți să um, vă găsiți un loc de muncă, paradoxal, sau uh, în sfârșit uh, vreți să vă schimbați puțin atitudinea pe care voi o aveți pe tot ce ține de bani. Alții chiar încep ceva nou și e benefic pentru că e cu mulți bani în viitor, bineînțeles. Uh, luna decembrie să știi că vine cu foarte multe cadouri pentru tine, chiar și fizice, cel puțin în a doua jumătate, Uh, primești tot felul de cadouri, ești apreciat, găsești reduceri, uh, poate chiar primești și niște bani suplimentari de la muncă pentru unii săgetători, posibil și acest lucru. Ce mai am să vă transmit? Uh, se clarifică foarte bine lucrurile legate de casă și familie. Am mai precizat acest aspect la început, dar acum uh, Mă mai refer la niște detalii, și anume că, în sfârșit, lucrurile se văd mult mai clar. Da? În sfârșit, totul uh, pare așa că are un înțeles pentru tine. Venus, micul benefic, stă la tine în zodie până pe 11 decembrie. Ești foarte bine aspectat, uh, așa cum ți-am spus și la început, strălucești, te simți foarte bine, ceilalți te apreciază și. Repet, pentru săgetătorii singuri, tot înainte, aranjați-vă, ieșiți în lume, străluciți, spuneți-vă părerea, pentru că o să aveți surprize extrem de plăcute. Deci puteți să întâlniți pe cineva, iar cei care vă aflați într-o relație, o să vedeți că în această lună decembrie o să primiți mai multă apreciere, mai multă iubire, mai mult timp din partea partenerului. Uh, între 11 și 31 decembrie, Venus este în semnul Capricornului și de aici te ajută foarte mult pe bani, adică uh, ori îți găsești un loc de muncă, ori uh, primești niște bani suplimentari, da, primești un cadou. Uh, în egală măsură, vezi că se deschide o perioadă bună în care poți să fii mult mai mult apreciat în cercurile de prieteni din care tu faci parte. Poți să faci bani, da, prin intermediul oamenilor în general vorbind, și asta e numai de bine. Chiar te poți împrieteni cu un coleg sau cu o colegă de la muncă. De ce nu? O lună foarte bună pentru tine. Vreau să văd ce transmite și oracolul, cam atât în mare parte pentru tine. E o lună absolut super. cel puțin de sărbători o să te simți extrem de apreciat, extrem de uh, mulțumit, pentru că, așa cum ți-a spus, ceilalți uh, vor simți că ai niște calități speciale. În sfârșit oamenii îți văd calitățile, în sfârșit ești apreciat. Se întâmplă minuni, dacă vrei. Hai să vedem. Arhanghelii îți transmit următorul mesaj, puritatea și spontaneitatea. Foarte frumos. Poate chiar e ceva legat de copilul tău interior, că în sfârșit se simte apreciat, în sfârșit se simte bine. Numărul important pentru tine în această lună decembrie este numărul 4, foarte frumos, care vorbește despre stabilitate, da? Vorbește despre acel moment în care, așa cum ți-am spus și la început, se stabilizează, se rezolvă uh, chiar și probleme legate de copii, probleme legate de uh, iubire. De ce nu? Arhanghelul Gabriel este cel care te ghidează, cel care te ajută în această lună decembrie și îți transmite următorul mesaj. Te ajut să redescoperi puritatea și spontaneitatea naturii tale divine. Îți revelezi starea de copil a lui Dumnezeu, te ajut să trăiești totul cu bucurie divină foarte frumos, iar culorile importante pentru tine sunt albastru în mod special, portocaliu, dar și argintiu. Ce aș recomanda să acorzi o mai mare atenție persoanelor foarte tinere din jurul tău, pentru că vei avea niște surprize absolut fantastice din partea lor. E ca și cum Universul îți transmite ghidări da, pentru pentru tine, prin intermediul persoanelor mai tinere sau prin intermediul copiilor. Bun, a început citirea. Prima carte pentru tine este Marele Preot, O Legătură cu Zodia Taur, dar cred aici că în această lună decembrie reușești să rezolvi și niște probleme importante legate de o relație pe un termen mai lung. În egală măsură, relațiile tale în această lună se bazează pe respect. Principii și ție îți plac astfel de lucruri, însă e important faptul că treci printr-o perioadă în care um, spiritul contează foarte mult și chiar ți-aș recomanda să te rogi foarte mult în luna, în luna decembrie, să meditezi foarte mult pentru că o să ai niște surprize extrem de plăcute din partea divinității, din partea universului, cum vrei tu să spui. Hai să vedem la baza pachetului Arcana Majoră Soarele, foarte frumos, care vorbește despre o bucurie, vorbește despre o posibilă legătură cu Zodia Leu sau cu Zodia Berbec, dar uh, Soarele îți transmite clar faptul că Divinitatea, Universul, cum vrei tu să spui, îți aduce în viața ta miracole în această lună decembrie. Hai să vedem în mintea ta opt de monede. Se pare că ești foarte mult concentrat pe muncă în această perioadă. Văd faptul că lucrezi la tine. Chiar ar fi foarte bine să lucrezi cu tine foarte mult în această lună, pentru că, așa cum ți-am spus. O să rezolvi multe lucruri ca prin minune. Tot această carte aici îți spune despre faptul că ești foarte bine organizat din punct de vedere mental și. Uh, chiar e posibil să. Primești tot felul de solicitări din partea celorlalți. Da? În inima ta, șapte de cupe. Da? Se pare că, în plan personal, lucrurile funcționează foarte bine, însă văd aici că, totuși, ai tot felul de oportunități. Ori apar tot felul de persoane noi în viața ta, ori, în plan personal, în familie sau uh, între prieteni, se întâmplă lucruri extrem de frumoase, ai petrecere, ai întâlniri. Poate chiar e acel moment în care uh, tu ești persoana, așa cum ți-am spus, care echilibrează grupul, tu ești persoana care le oferă foarte multă energie bună celorlalți. Însă văd și niște iluzii, în egală măsură, pe care e posibil să-ți le faci în legătură cu viața ta privată. Trei de monede la baza manifestărilor: Păi, ești un adevărat profesor în această lună pentru ceilalți, uh, fie prin niște sfaturi, pe care le oferi, sfaturi de viață, fie prin faptul că îi înveți pe ceilalți ceva anume. Chiar este o lună de decembrie foarte bună pentru tine și pe zona studiilor. Deci dacă ai examene sau dacă vrei să înveți ceva, dacă vrei să faci niște cursuri, e ok tot înainte și vezi că informațiile pe care le primești îți pot schimba viața. În exteriorul tău, regele de cupe, foarte frumos, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești, însă această carte vorbește și despre liniște, despre pace, vorbește despre o persoană foarte apropiată de inima ta, care să știi că va avea un rol foarte important în această lună pentru tine. ai parte de o persoană înțeleaptă, e o persoană dulce, iubitoare, care vine și te susține și te ajută. Următoarea carte, 3 de spade, totuși văd că în plan personal este cineva căruia nu îi convine un anumit lucru. Poate chiar ai o persoană din apropierea ta care are niște probleme și vine, așa cum îți spuneam, și îți cere sfatul, vine și te ajută, dar Totuși, ți-aș recomanda să dai dovadă de prudență uh, și de oarecare modestie în această lună, pentru că persoanele din jurul tău să știi că vor fi destul de sensibile. Trebuie de spate vorbește despre o persoană care este ușor uh, supărată, da, tristă. Nu e neapărat că se întâmplă ceva rău, pur și simplu afli de cineva, capății ceva, vine la tine, îți cere sfatul, tu ajuți acea persoană. Însă ți-aș recomanda să abordezi lucrurile într-o manieră obiectivă. Da. Ultima carte pentru tine, 8 de băte. Văd aici foarte multă comunicare la muncă sau comunicare în general vorbind. Un succes pe care îl poți avea în plan profesional, dar și niște vești bune care apar din zona instituțiilor publice sau de la muncă, depinde de fiecare. Tot această carte, să știi că vorbește despre succes, despre bucurie. Foarte frumos! Chiar este o lună de decembrie extrem de plăcută pentru tine. Acestea au fost previziunile generale. Eu îți mulțumesc pentru atenție dacă dorești acces la previziunile bonus acolo unde voi clarifica toate mesajele îți voi transmite și mesaje suplimentare din punct de vedere astrologic o să-ți ofer și un mesaj de dragoste, dar și un mesaj general din partea uh, unor oracole și nu știu te invit dacă vrei să vizionezi de asemenea, te aștept la previziunile care apar în fiecare săptămână pentru zodia ta și în această lună decembrie să știi că voi începe cu semnul tău zodiacal pentru că îți sărbătorești ziua de naștere și este un cadou din partea mea pentru sufletul tău. De asemenea, te invit la previziunile zilnice pe Zodii, dar stai aproape că urmează și filmările pentru 2023. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o lună decembrie. Cât mai frumoasă, și de o lună de decembrie cu multă înțelepciune și magie.